La 48 de ani, Cristina Cioran va deveni mamă pentru a doua oară. Vedeta și-a ținut sarcina în secret până acum, dar a dat vestea cea mare în direct într-o emisiune TV. Actrița și Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale și al bebelușului pe care îl așteaptă, au avut o relație complicată în ultimele luni, iar Cristina Cioran chiar a cerut ordin de protecție împotriva lui, la un moment dat. Vestea că cei doi vor deveni din nou părinți i-a surprins pe mulți, iar Cristina Cioran a recunoscut că viața bate filmul uneori. Viitoarea mămică mai are câteva săptămâni până când își va aduce pe lume bebelușul, care va fi băiețel. Așadar, fiica ei, Emma, va avea un frățior în 2025. Iar actrița a dezvăluit și cum se va numi micuțul. Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri. Voi naște la 48, bunica cu bebeluș. Ce vină are acest copil care doi părinți idioți? A fost o sarcină grea. Emma va avea un frățior pe care îl va chema Ioan. Cristina Cioran a recunoscut că Alex Dobrescu nu poate fi alături de ea în această perioadă, din cauza ordinului de protecție pe care l-a emis instanța. Acest ordin urmează să expire după ce se naște bebelușul, iar actrița a spus că îl vrea pe fostul partener în viața copiilor lor. Cel de-al doilea copil al lor urmează să vină pe lume la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. După cum a declarat actrița, viitoarea mămică speră să ducă sarcina până la termen, având în vedere problemele pe care le-a întâmpinat la prima naștere, când fetița ei a venit pe lume prematur. Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să-l cunoască și să aibă grijă. El și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc, se aliniază toate planetele, scapă el de ordinul de restricție. Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat. Pe mine m-am pus cumva pe pauză,